Astăzi a avut loc ședința Colegiului Prefectural al lunii august, în cadrul cărei au fost discutate trei puncte importante de pe ordinea de zi, printre care stadiul pregătirii unităților de învățământ din județul Mehedinți pentru începerea anului școlar 2023-2024. Să mergem până la maximul la care ne permite legea. Și cu ceilalți factori, cu colegii dumneavoastră, domnul inspector general, domnul inspector general. Haideți în școli să vedem acele regulamente, acele planuri, acele planificări, dacă se respectă. Este clar faptul că furnizorul de substanțe are niște planuri care trebuie să le facă. Consumatorul sărac poate nu mai îndeplinătatea psihică ca să mai judece. Haideți să ajutăm acești oameni, acești tineri care sunt în școli. Haideți să-i ajutăm, să-i aducem la dumneavoastră, la consilieri, sau să-i ducem în unități specializate pentru a-i ajuta. Ședințele prefecturale au ca scop armonizarea activității serviciilor publice din județul Mehedinți. Astfel, în cadrul ședinței de colegiu prefectural al lunii august au fost discutate trei subiecte importante, printre care și stadiul pregătirii unităților de învățământ din județul Mehedinți pentru începerea anului școlar 2023-2024. În anul școlar 2023-2024 vom funcționa cu 104 unități de învățământ cu personalitate juridică și 89 de structuri arondate ale acestora. Totodată avem unități conexe, Inspectoratul Școlar Județean, Mehedinți. De asemenea, în cadrul ședinței au fost discutate informații privind desfășurarea campaniei de recoltare a culturilor însămânțate în toamna anului 2022. Deosebire de alte zone în țară, la nivelul județului Mehedinți au fost precipitații, chiar dacă nu îndestulătoare, iar fermierii experimentați au folosit aceste ploi în interesul lor. Se face că mare parte din fermierii care au recoltat păioase au reușit să-și elibere terenul și să-l pregătească pentru însămânțările de toamnă. Menționăm că, deși traversăm un an agricol deosebit de greu, în care majoritatea județelor din țară, în special din zona de est a țării, Moldova, Bărăganu și Dobrogea, prezintă suprafețe agricol-culturi calamitate, în județul Mehedinți, suprafețele afectate de fenomenele meteo nefavorabile din luna iunie, în special ploile abundente și inundațiile, au fost mici raportate la suprafața județului de între 60-70 de hectare, iar acest lucru nu a influențat semnificativ nivelul producțiilor la nivel de județ. Totodată, în cadrul ședinței Colegiului Prefectural al lunii august a mai fost discutat și al treilea subiect, de o foarte mare importanță, privind activitățile desfășurate de Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Mehedinți în semestrul 1-2023, în baza planului de acțiune în domeniul drogurilor la nivelul județului Mehedinți 2022-2026. Obiectivelor politicilor în domeniul drogurilor. Obiectivele Centrului Antidrog Mehedinți sunt stabilite prin planul de acțiune în domeniul drogurilor la nivelul județului Mehedinți 2022-2026, aprobat prin ordinul prefectului județul Mehedinți numărul 196 din 12.07.2022 și hotărârea Consiliului Județean Mehedinți numărul 35 din 28.02.2023 și documentele de planificare instituțională aferente anului 2023. Reducerea cererii de droguri. Pentru conștientizarea și implicarea întregii populații școlare în programe de prevenire a consumului de droguri, în scopul întăririi influenței factorilor de protecție și a reducerii influenței factorilor de risc, specialiștii Centrului Antidrog au implementat la nivel județean 4 proiecte naționale de prevenire. ABC-ul emoțiilor, Necenzurat, Mesajul meu Antidrog, Acționăm Just, care au avut ca beneficiar 569 de elevi și 38 de cadre didactice. Prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, un om implicat în comunitate, a ascultat raporturile de activitate și acolo unde a fost cazul, a adresat întrebări suplimentare pentru a simplifica informațiile pentru cetățeni. Buna colaborare dintre instituții este necesară, totul pentru a avea o societate prosperă.